Aș vrea acum să citim din Cuvântul lui Dumnezeu pentru cina Domnului și vă invit să ne ridicăm în picioare. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, începând de la versetul 22. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. Și el le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Amin. Haideți să ocupăm locurile și să medităm împreună la cuvântul lui Dumnezeu și să ne pregătim în dimineața aceasta să ne împărtășim din aceste sfinte taine, simboluri ale jertfei Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Unul dintre versetele care mă impresionează de fiecare dată când le citesc este versetul 26, care spune: după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Domnul știa ce se va întâmpla în următoarele ore. Cu ce inimă oare a mai putut să cânte? El era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar și om din om adevărat. Așa cum fiecare dintre noi ne simțim durerea, simțim disperarea, simțim, mă rog, tot ceea ce este în cuvântul acesta viață, nu? A simțit și Domnul Iisus Hristos. Știa că va fi arestat, știa că va fi abandonat de ucenici, știa că urmează crucea. De fapt, îl vedem imediat în grădina Ghețimani, că se roagă tatălui dacă poate să-l scape de, să nu bea paharul ăsta. Dar totuși zicea el: nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Nu cum vreau eu, omul, ci să rămână cum vrei tu, Dumnezeu, pentru că am venit să fac voia ta, spunea Mântuitorul. Una dintre temele favorite ale Mântuitorului a fost aceasta: am venit să fac voia tatălui meu. Cuvintele mele nu sunt ale mele, sunt ale lui. Ceea ce eu vă spun nu sunt ideile mele, sunt tot de la el. Eu nu fac nimic de la mine, zicea el, fac ce văd la tatăl. El întru totul punea tot meritul, îl acorda tatălui. Știa că o să fie trădat de unul dintre ucenici, vândut pe 30 de arginți. Știa că acest curajos Petru, care este gata să-l apere cu sabia, o să se lepede de el. Știa că și ceilalți o să fugă. Și totuși, zice, după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Versetul acesta spune tone, dacă vreți, despre Isus, caracterului, sufletul său. Până și în preajma morții, a suferinților, a durerii care bătea la ușă, Tatăl este prioritatea. Dă laudă lui Dumnezeu. Cântă cântările de laudă ale lui Dumnezeu. Pentru cei mai mulți dintre noi, viața noastră și poverele vieții noastre sunt mai importante decât Dumnezeu, nu-i așa? Uneori îi reproșăm lui Dumnezeu că nu ne face ca viața noastră să fie bună. De fapt, sunt autori creștini care spun că aici este drama noastră a ființei umane. Îl confundăm pe Dumnezeu cu propria noastră viață. Și credem că Dumnezeu trebuie să ne facă o viață bună. Credem că Dumnezeu trebuie să se poarte în așa fel încât să nu ne îmbolnăvim, să o ducem bine, să trăi mult, nu? Și cum nu se întâmplă asta în viața noastră reală, atunci suntem supărați pe Dumnezeu, suntem supărați pe Domnul.
protestăm, suntem dezamăgiți de El. Domnul Iisus nu este dezamăgit de Tatăl. Poate să cânte. Noi când suntem dezamăgiți de Dumnezeu, nu mai putem cânta. Așa? Eu personal vă mărturisesc că am avut momente, nu în biserica asta, dar mergeam la biserică și spuneam, Doamne, nu mai am nimic să spun, sunt supărat pe Tine, nu mă mai puteam ruga, nu mai puteam cânta, uneori m-am supărat și am plecat acasă. Eram supărat pe Domnul. Pentru că eu credeam că Dumnezeu trebuie să mă aranjeze lucrurile ca toate să fie bune, nu-i așa? Dumnezeu nu e obligat în primul rând să o facă și El are planuri mult mai înalte decât binele nostru mărunt pe care noi îl vedem înaintea ochilor noștri. Cineva a spus că Dumnezeu nu ne explică de ce trecem prin necazuri, din două motive foarte simple. Numărul unu, că nu ne-ar folosi la nimic. Nu ne-ar folosi la nimic. De exemplu, dacă citim în cartea lui Iov, Iov nu știa de ce asta. Și de fapt, toată cartea lui Iov este plină de întrebarea asta, de ce? De ce? Mi-au murit copiii, mi-au murit animalele, nu? Mi-au ars casa și nevasta asta nu mă mai vrea, nu? De ce? Sunt plin și de bube. De ce? Și Dumnezeu nu-i răspunde lui Iov, pentru că nu-i folosește la nimic. Știți că în Biblie este o carte într-un fel similară cu a lui Iov, plângerile lui Ieremia. Și Ieremia plânge și se văicărește pentru necazurile fiicei poporului lui, pentru neamul lui. Și Ieremia era prorocul care le-a spus că o să treacă prin necazurile astea, dacă nu sunt cuminți și nu sunt pocăiți și nu se întorc la Dumnezeu. Ieremia știa de ce. I-a folosit la ceva? Nu, l-a plâns tot la fel ca Iov. Nu mi-ar folosi la nimic să știu de ce a venit necazul ăsta, accidentul, boala, insuccesul, respingerea, cine știe ce. Nu mi-ar folosi la nimic. Nu pot să îndrept istoria, nu? De ce nu m-am născut eu american? De ce trebuie să mă nasc român, nu? Câte necazuri am din pricina asta. Dacă eram născut american, altfel eram, nu? Dacă ar veni cineva să-mi explice de ce nu m-am născut eu american, mi-ar folosi la ceva? Tot român am să rămân, nu? Doesn't matter, am explicație sau nu am. Nu se întâmplă nimic dacă ne-ar da explicații. Și cred că unul al doilea motiv pentru care Dumnezeu nu ne explică de ce trecem prin necazuri și suferințe, este că și așa n-am înțelege deloc. Gândurile Lui sunt prea înalte de gândurile noastre. Este ca și când am încercat eu să explic lui bunicul meu că americanii au ajuns pe lună. Nu numai că nu înțeles nimic, dar nici nu m-au crezut deloc nimic ce am spus eu. Dacă Dumnezeu ar veni să ne explice tainele acestui univers, nu numai că nu l-am crede, dar nici nu l-am înțelege deloc. De aceea Dumnezeu lui Iov, de exemplu, nici n-a încercat să, nici nu i-a explicat deloc. I-a arătat minunile lui și a creației mărețe pe care el a făcut-o și cu asta îi spunea lui Iov, Iov, dacă crezi că eu am știut să fac niște lucruri bune, ar trebui să ai încredere și pentru chestiile astea mărunte, personale, cu care te frămânzi tu, nu? Nu găsim la Domnul Iisus Hristos întrebarea asta, de ce? Doamne, de ce trebuie să trec eu pe la cruce acum? De ce trebuie să mor eu? Nu? El știe de ce. El știe pentru că a venit de la Tatăl să moară pentru păcatele noastre a tuturor. El nu este dezamăgit de Tatăl. El poate cânta. El poate cânta. Se poate ruga să duce în Ghețiman și se roagă. Când vine necazul peste noi, sau auzim că o să vină, nu mai ales, auzim că o să vină, nu? Atunci ne concentrăm să ne luăm măsuri de prevedere, de protecție, eu știu, nu ne mai rugăm, suntem dezamăgiți de Dumnezeu că ne lasă pe direcția asta, ne moare cântarea.
moare cântarea. Nu mai cântăm. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit la rugăciune. Haideți să învățăm de la Domnul Iisus, indiferent ce se întâmplă în viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu nu trebuie să depindă de ce se întâmplă în viața noastră niciodată. Trebuie să rămânem în aceleași relație cu El. No matter what. Sărac, bogat, sănătos, bolnav, tânăr, bătrân, luați toate extremele care pot exista în acest evantai al vieții umane. Nu contează nimic ce ni se întâmplă. Contează relația noastră cu El. Și dacă n-am pierdut relația cu El, n-am pierdut absolut nimic. Așa? Dacă n-am pierdut credința, n-am pierdut încă nimic. Să cântăm, mai ales atunci când nu cântă nimeni. Să ne rugăm și să nu pierdem relația asta cu Tatăl niciodată. Rog pe fratele Sandu, pe fratele Novac să vină aici sus și haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și ne vom ruga pentru pâine și pentru rodul viței, pregătindu-ne ca să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos.